Energie amplificată de Penny, sponsor al tuturor naționalelor de fotbal ale României. Zidul galben va rămâne în istoria Euro. Iulia, șefa marketingului de la Federație, a avut grijă ca oastea galbenă a românilor să cucerească Germania. Acum ea pregătește strategia pentru Mondial, unde România visează să revină după 28 de ani. Fanii României au fost top la Euro și au oferit imagini de neuitat pe străzile din Germania. Delegatura strânsă dintre suporteri și echipă s-a ocupat Iulia, cea care lucrează de 8 ani în federație. Șefa la marketing i-a rămas impresionată de emulația care s-a creat lângă națională. Am reușit să facem această campanie foarte frumoasă, care i-a bucurat pe fani, i-a impresionat presa internațională. 125.000 de români care au susținut naționala. La Euro, unde s-a născut povestea zidului galben românesc, două momente au marcat-o pe Iulia. Sigur, parada, un alt moment care cred că este unic, un concert comun între două țări, așa cum am făcut noi alături de olandezi. Acum se pregătește un zid galben și pentru Mondialul American de peste 2 ani. Acest zid galben cred că va fi ceva ce cu siguranță vom continua să-l activăm.